Salut! Astăzi o să fac un experiment în care o să vă arăt diferența între benzină și motorină. Dar nu acele clipuri cu care e mai eficient, care e mai bun pentru oraș, care e mai bun pentru afara orașului, care consumă mai puțin, care consumă mai mult. Și o să vă arăt efectiv diferența între cei doi carburanți. Un mic experiment. Probabil că unii dintre voi știți deja cum stă treaba cu benzina și cu motorina. Benzina se evaporă destul de repede, este foarte volatilă, lasă mereu vapori în aer și este extrem de instabilă, să spun așa, dacă te apropii cu o sursă de flacără, de benzină sau de vapori cu benzină. Deci este destul de periculoasă, mai ales dacă este și într-un spațiu deschis cu foarte mult oxigen, o explozie este iminentă dacă este și o sursă mare de benzină. Dar atunci când vine vorba de motorină, este mult mai pașnică în sensul că nu se aprinde de la flacără deschisă, cu anumite excepții. Și o să vă arăt aceste excepții, o să facem niște mici experimente în acest clip. Haideți să vedem despre ce este vorba. Aici am puțină motorină pe care am folosit-o la honuirea cilindrilor acum 4-5 luni la Suzuki CS500. Am folosit-o ca lichid de spălare ungere, fiindcă este suficient de unsuroasă cât să ungă unealta de honuit și suficient de lichidă cât să spele pilitura rezultată în urma honuirii. Iar aici am puțină benzină, are aproximativ o lună, pe care am scurs-o chiar acum dintr-un carburator, tot de la motocicletă. În acest moment, temperatura ambientală este undeva la aproximativ 7-8 grade Celsius și presiunea atmosferică este normală, este chiar senin. E o zi foarte călduroasă pentru luna ianuarie, când teoretic ar trebui să fie gelul bobotezei. Punctul de aprindere al benzinei este undeva la aproximativ minus 40 de grade Celsius. Sub această temperatură este foarte posibil că atunci când veniți cu o flacără, cu o sursă de flacără deschisă, să se aprindă ceva mai greu sau să ezite la aprindere. La minus 50 de grade, să zicem, probabil că trebuie să insistați destul de mult să aprindeți benzina. Punctul de autoaprindere este undeva la 280 de grade Celsius la această benzină, dar evident depinde de cifra octanică și de mulți alți parametri. Și un lucru extrem de important, acest punct de autoaprindere, adică când se aprinde pur și simplu de la temperatură carburantul, este calculat la presiunea atmosferică normală. Deci într-un motor cu ardere internă, atunci când este faza de compresie, evident că avem o presiune foarte mare și o temperatură implicit foarte mare din cauza comprimării aerului din cilindru. Atunci când vine vorba de motorină, treaba stă cu totul diferit, deoarece are punctul de aprindere undeva la peste 50 de grade, dar din nou depinde de tipul de motorină, de mai multe și de alte calități. Și punctul de autoaprindere este undeva mai mic ca al benzinei, undeva la 210 grade, dar din nou depinde de cifra cetanică și alți parametri, calculată, cum am spus, la presiunea atmosferică normală. Ce o să urmărim în acest experiment? Benzina, cum am spus, evident o să se aprindă instant atunci când mă apropii cu o sursă de flacără, dar în schimb motorina, teoretic, nu o să se aprindă instant. Motorina este mult mai stabilă din acest punct de vedere. Nu explodează așa deodată cum face benzina și evident are un timp de ardere mult mai încet motorina ca și benzina. Și mai târziu o să vă arăt și un principiu de funcționare al injectorului diesel și cum se aprinde aproape instant motorina în acea situație. Haideți să trecem și la experiment. Pentru ca flacăra să nu fie foarte puternică, am scurs destul de multă benzină din vas înainte de a o aprinde și totuși puteți observa că se aprinde destul de agresiv acea benzină și arde cu o flacără destul de puternică. În schimb, atunci când am vrut să aprind motorina, am aprins-o cu un chibritaj, deoarece nu știu de ce nu prea se aprindeau chibriturile ca lumea. Și după cum puteți observa, pur și simplu motorina nu face absolut nimic de la flacără. Am lăsat chibritul până când ars aproape complet și tot nu s-a aprins. Vasul din sticlă în care era benzina era oricum crăpat de dinainte, de aceea s-a crăpat cu totul acum din cauza temperaturii, s-a dilatat destul de mult sticla. Pentru a încălzi motorina, trecem puțin la artileria grea și folosesc o lampă cu propan și după cum puteți observa, nu se aprinde de la prima cheie, să mă exprim așa, și trebuie să mai insist încă o dată pentru ca motorina să se încălzească suficient și să se aprindă. Și puteți observa că nu se aprinde foarte violent, se aprinde încet și arde cu o flacără moderată. Puteți observa aici o comparație între benzina și motorină. Benzina, cum am spus, se aprinde destul de violent, motorina se aprinde destul de ușurel, benzina arde cu o flacără destul de puternică, iar motorina arde destul de încet.
În continuare să simulăm și un injector diesel. Injectorul diesel pulverizează o cantitate de motorină, un spray foarte fin, așa că am folosit și un pulverizator de grădină. Și puteți observa că se aprinde instant acea motorină, deoarece particulele sunt atomizate foarte bine cu oxigenul și se încălzesc instant de la temperatură și evident că se și aprind rapid. Atunci când aveți probleme cu pompa de injecție, de exemplu, și nu creează o presiune suficientă în rampa comună, sau dacă aveți injectoare cu pompe duze și acestea nu sunt reglate corect sau pur și simplu nu mai creează presiune suficientă, motorina nu se va aprinde ca lumea în interiorul cilindrului, deoarece nu este pulverizată ca lumea și evident că ori se aprinde aiurea, ori nu se aprinde complet și nu arde bine. Așa că de aici pot apărea problemele. Energia calorică a motorinei este undeva la 45,5 megajuli pe kilogram, puțin mai mică decât a benzinei, care are undeva la 45,8 megajuli pe kilogram. Dar totuși motorina este ceva mai densă decât benzina și poți scoate din motorină undeva cu aproximativ 15% mai multă energie pe volum. Undeva la 36,9 megajoule pe litru, în comparație cu 33,7 megajoule pe litru de la benzină. Deci de aici apare și o eficiență mai bună a motorului diesel. La final, care este concluzia acestui clip? Aveți mare grijă atunci când umblați cu benzină, deoarece este destul de explozivă și se aprinde aproape instant de la orice mică sursă de foc, o scânteie, poate chiar și un chibrit care încă a rămas incandescent. Deci aveți mare grijă la acest aspect. Dar atunci când vine vorba de motorină, atât timp când afară nu sunt peste 50, 60, 70 de grade Celsius, sub nicio formă nu se va aprinde. Și dacă prin absurd să zicem că ar fi o temperatură foarte mare afară, undeva la 70 de grade Celsius, ceea ce nu cred că s-a întâlnit pe pământ, deși poate mă înșel, trebuie să fie o cantitate foarte mică de motorină, fiindcă cu atât este mai multă motorină, o masă mare de motorină, nu se va aprinde, fiindcă se încălzește destul de greu ea în sine. Ați observat și atunci când am folosit lampa cu propan. Acea încălzește undeva la 300-400 de grade, probabil, poate chiar și mai mult. Și tot a durat câteva secunde până când bălticica aceea mică de motorină s-a încălzit suficient cât să se aprindă. La final, dacă aveți întrebări sau sugestii, vă rog să le lăsați în comentarii. Mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați, dați un like la acest clip dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor și de asemenea dați un follow și pe Instagram. Până data viitoare, doar drumuri bune!